bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamon Creștin. A ieșit din sărăcie pentru a influența președinți și papi. Este numit și Billy Graham al Americii Latine. Numărul oamenilor care au auzit predicile lui ajungând la mai bine de un miliard în toată lumea. Recent, John Jessop de la CBN a vorbit cu Louis Palau înainte să împlinească 85 de ani, o vârstă la care nici el și nici medicii nu au crezut că va ajunge. Când vi s-a pus prima dată diagnosticul în vara anului 2017, v-au spus că nu mai aveți mult de trăit. Așa este. Ei au vorbit foarte clar. Cei patru fii au fost de față când medicul mi-a dat vestea. Mi-a spus că e o boală incurabilă, iar cu chimioterapie mai pot trăi vreo 9 până la 12 luni. În schimb, dacă nu fac niciun tratament, atunci voi trăi cam 4 luni. Nu mi-au ascuns nimic. La scurt timp după această conversație, Palau a făcut un anunț public. Acum câteva zile am aflat că este vorba de cancer pulmonar în stadiu terminal. El și fiii săi au cerut oamenilor să se roage. Brațele sale nu obosesc. 2 ani mai târziu, Palau a sfidat șansele. La centrul lucrării sale, lângă Portland, Oregon, el a vorbit știrilor CBN că va folosi timpul care i-a mai rămas pentru a sta mai mult în mijlocul familiei. Palau a mai lansat proiecte mari, printre care un film despre viața sa și o biografie spirituală pentru a cinsti amintirea celor care au contribuit la prosperitatea sa spirituală, precum părinții, soția, Pat și mentorul și prietenul său, Billy Graham. De ce ați decis să scrieți acea carte? Am stat de vorbă. Nu știu cine a venit cu ideea, dar mi-a plăcut conceptul, acela de a-L glorifica pe Iisus Hristos, de a pune accentul pe cruce și de a-I cinsti pe cei pe care Dumnezeu i-a folosit în viața mea. Eu i-am cinstit mereu în public, în mod verbal și în scris, pentru ca alți credincioși să vadă că Dumnezeu îi poate folosi, că tinerii pot fi chemați la evanghelizare, că pot fi o binecuvântare pentru cineva. Fiecare dintre voi poate deveni un copil al lui Dumnezeu în seara aceasta. De la Londra până în fosta Uniune Sovietică sau la locul de naștere al lui Palau, în Buenos Aires și chiar în orașul său de adopție, în Portland, evanghelistul a vorbit în cadrul unor întruniri cu un public numeros. El a predicat la un eveniment de rămas bun organizat în iunie anul trecut la Madrid. A fost o mare binecuvântare pentru Spania faptul că el a putut să meargă acolo, dar și pe noi ne-a încurajat să vedem că a făcut ceea ce i-a plăcut cel mai mult în viață. Toată viața v-ați uitat înainte, spre următoarea campanie, spre următorul mesaj, spre următorul eveniment. Acum, în acest sezon, a venit timpul să reflectați asupra trecutului. La ce concluzie ați ajuns? Sunt mulțumitor pentru lucrarea mea. Luis spune că datorită misionarilor care s-au dus în Argentina pentru a vorbi despre dragostea lui Hristos, el a ajuns să slujească pe Domnul și să evangelizeze pe cei rătăciți. Vreau să știți că, așa cum spune reclama, nu este doar o emisiune cu interviuri. După 50 de ani în care a proclamat Evanghelia în 75 de țări, unui public de aproape un miliard de oameni, el are puține regrete. Nu cer să fiu vindecat, pentru că nu cunosc planul lui Dumnezeu. Mă încred în El pe deplin. Sunt trist pentru cei pe care îi las în urmă, pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru echipa mea și pentru câțiva dintre prietenii mei cei mai buni. În rest, sunt pregătit, am pacea Domnului. Există un plan. Calea Domnului este perfectă. Sunt convins că trebuie să eliberez calea pentru următoarea generație. Am 84 de ani și mă îndrept spre 85. Trebuie să fac loc pentru următoarea generație ca să slujească în mod liber. Am făcut tranziția. Kevin este președintele, Andrew este un evanghelist mai cunoscut. Am înțeles că, într-un fel, încă mai stau în cale. Trebuie să eliberez calea. Sunt de părere că multe dintre gândurile dumneavoastră vor rămâne o moștenire, o moștenire pentru lucrare, pentru familie. Nu m-am gândit la asta până acum. Cu ani în urmă am spus că băieții vor scrie pe piatra mea de mormânt că tatăl lor nu a fost un om desăvârșit, dar l-a iubit cu adevărat pe Iisus Hristos. Singurul gând pe care l-am este acela de a încuraja următoarea generație. Andrew, fiul lui Palau, spune că aceasta este moștenirea lui pentru lume și pentru familia sa. Încă nu fusese diagnosticat în mod oficial, dar a simțit că ceva nu este în regulă. Astfel, el și-a adunat nepoții și le-a spus cât de mult îi iubește și că simte că ceva nu este în regulă, că probabil nu mai are mult de trăit.
Astfel a vrut ca toți nepoții să știe despre Iisus Hristos și le-a vorbit despre Evanghelie într-un mod atât de clar și de direct. Am fost emoționat. Ca tată, mi-am dorit mereu ca ei să-și aducă aminte de bunicul lor în acest fel. În ciuda bolii sale, Luis spune că viitorul Bisericii lui Hristos este strălucit. De ce credeți că tot ce e mai bun este de domeniul viitorului? Îmi place ce văd la generația nouă de lideri în America, în America Latină și chiar în Europa. Mă entuziasmează echipa deoarece este evlavioasă. Băieții mei sunt bărbați de vârstă medie care umblă cu Dumnezeu. Ei trăiesc o viață sfântă. Trăiesc pentru Hristos și pentru cei rătăciți. Asta îmi dă speranță și asta găsesc palpitant legat de echipă și de asociație. Văd că ei urmăresc principiile biblice de bază și astfel Duhul Sfânt va mărturisi că exact acesta a fost planul lui Dumnezeu de-a lungul generațiilor, acela de a proclama vestea cea bună. Să permită ca acel foc spiritual să ardă puternic.